Un weekend plin de cântec, joc și voie bună în județul Mehedinți. Cea mai cunoscută sărbătoare cu miros de tei a fost marcată printr-un eveniment deosebit în comuna Greci. Alături de primarul Aurelia Mosoarcă au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf și secretarul de stat Bogdan Simcea. În acest sfârșit de săptămână, într-un loc emblematic pentru comuna Greci, s-au desfășurat manifestările cultural-artistice dedicate sărbătorii Floarea Teiului. Primarul Aurelia Mosoarcă este o persoană implicată în activitatea sa, care a dorit întotdeauna să promoveze obiceiurile și tradițiile locului pe care îl reprezintă. Alături de oamenii de aici a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care susține promovarea valorilor mehedințene, cât și cultura care ne definește și care încă perpetuează din generație în generație. Acesta a depus de-a lungul timpului toate eforturile pentru bunăstarea cetățenilor. Pe de mar nu iau nimica, că trec anii câte unul și știu că-mi scurtează drumul. Tinerețea nu mai vine, ce-a trecut, trecut rămâne. Prezent la eveniment a fost și prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, un om pentru care bucuria mehedințenilor contează și care participă de fiecare dată cu drag la evenimentele importante pentru comunitățile locale. Secretarul de stat Bogdan Simcea a participat de asemenea la sărbătoarea Floarea Teiului din comuna Greci, fiind un tânăr care pune accent pe valorile mehedințene și pe evenimentele care duc mai departe tradiția. Bine ne-am reîntâlnit sănătoși aici la sărbătoarea Teiului, datorită doamnei primar Aurelia Mosoarcă, care se zbate și are grijă de comunitatea de aici și are grijă ca să facă cât mai multe lucruri, are proiecte pentru zona dumneavoastră. Astăzi, alături de doamna primar și alături de noi, alături de orchestra noastră, Orchestra Danubius, se află și domnul președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu, domnul prefect Alin Isuf și domnul secretar de stat Bogdan Simcea. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși în fiecare an, cu mai multă bucurie, cu vise împlinite și să fim sănătoși, că este lucru cel mai important. Alături de oameni s-au prins în horă și autoritățile locale și județene, care au demonstrat că susțin cântecul și jocul mehedințean. Ai picnici, avelic, cu Maria la târg, să iau fustă și batic și apoi s-o duc la iubit. Comuna Greci s-a lăsat inundată cu ecou de petrecere și voie bună, cu răsunet de cântec și joc popular. La asta au contribuit din plin mici artiști populari cunoscuți și apreciați ai județului, împreună cu orchestra ansamblului profesionist Danubius a Centrului Cultural Nichita Stănescu. Comuna Greci este într-o continuă dezvoltare datorită bunei colaborări dintre primarul Aurelia Mosoarcă și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. În ultimii ani aici s-au realizat investiții importante, iar lucrurile bune vor continua pentru cetățenii din zonă.